185 de persoane și-au pierdut viața, iar alte aproximativ 2200 au fost traumatizate în accidentele rutiere produse în 9 luni ale anului curent. Astăzi, Inspectoratul Național de Patrulare, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, au desfășurat un marș al siguranței rutiere în preajma Zilei Mondiale a Comemorării Victimelor Traficului Rutier, care este marcată în cea de-a treia duminică a lunii noiembrie. În acest an, activitățile se desfășoară cu sloganul Viața nu poate fi schimbată asemeni unei piese auto. Mașini ale poliției, serviciilor de urgență, pompieri, salvatori, ambulanță, dar și ale organizațiilor obștești de educație rutieră au pornit în marș din centrul capitalei spre satul Peresecina, raionul Orhei. Traseul Chișinău-Peresecina a fost ales pentru această acțiune deoarece este unul dintre cele mai periculoase din Republică, cu accidente frecvente atât cu implicarea autovehiculelor cât și a pietonilor. Aș vrea să dispar, măcar să fie cât mai puțini accidente rutiere. Cât mai puțin pătimaș. Este o sensibilizare a opiniei publice, adică să realizeze cât mai multe persoane despre gravitatea unei erori când conduci un vehicul și respectiv dacă nerespectarea regulamentului circulației rutiere poate duce la pierderea unei vieți. Главная проблема все знают. Большой трафик, много машин. Cauza principală a accidentelor este traficul încărcat, drumuri stricate, persoane care șofează agresiv și se grăbesc. În 9 luni ale anului, pe drumurile țării au avut loc peste 1860 de accidente. Comparați cu anul precedent, deci suntem în descreștere cu ceva procente. Oricum, tindem să mergem la o scădere și mai mare. Până la 50% de accidente se produc în municipiul Chișinău, apoi raionul Orhei, raionul Telenești. Cele mai multe accidente se produc din cauza că șoferii nu respectă distanța, depășesc limita de viteză și urcă beți la volan. Este important de a exclude consumul de alcool la volan. Este important de a respecta acele limite de viteză care sunt, deoarece cele mai multe accidente sunt produse anume din cauza vitezei mari. Ca părinții să aibă grijă de copiii lor și să aibă în mașini scaunele pentru copii, centura de siguranță la fel este cel mai important în utilizarea transportului. Evenimentul a fost finalizat cu un flashmob organizat de elevii Liceului Alexandru Donici din Peresecina.